Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu, vom vorbi despre înregistrarea TVA respinsă la rambursare. La o întreprindere individuală, cod KN0111, s-a solicitat rambursare de TVA în sumă de 15.000 lei. În urma controlului, s-a respins de la rambursare suma de 5.000 lei și s-au stabilit majorări de întârziere și dobânzi în sumă de 102 lei. Menționăm că perioada verificată a fost 1.1.2011, 31.12.2011. Ce anume trebuie cuprins în decontul, în decontul pe luna februarie, având în vedere că raportul de inspecție fiscală l-am primit în data de 29.02.2012. Știm că trebuie să se plătească majorările și dobânzile până în data de 23.02.2012, dar ce se întâmplă cu suma de 5.000 lei respinsă la rambursare? Trebuie să trecem această sumă undeva în decont pe luna februarie? Influențează această sumă calculul impozitului pe venit pe anul 2011 sau 2012? Specialiștii portal contabilitate.ro ne oferă următoarea soluție. Suma de 5.000 lei respinsă la rambursare nu trebuie înscrisă menționată în decontul următor, deoarece este aferentă unei perioade deja verificată pentru care s-a emis o decizie privind modificarea bazei de impunere. Acest lucru rezultă din instrucțiunile de completare a decontului de TVA, iar ultimele sunt adoptate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 3665 pe 2011, publicat în Monitorul Oficial numărul 1 pe 2012. Practic, pentru dumneavoastră, din punctul de vedere al TVA, se va începe completarea decontului începând cu datele aferente lunii următoare decontului în care s-a solicitat rambursarea TVA. Suma nerestituită nu se va înregistra în registrul de încasări și plăți și nu poate fi considerată cheltuială deoarece există două prevederi normative, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 1040 pe 2004 privind contabilitatea în partidă simplă și articolul 48 alineatul 4 din Codul Fiscal, ce stabilesc că pentru persoanele fizice ce desfășoară activități independente, aceste cheltuieli trebuie să fie efectiv plătite, iar în cazul de față, persoana nu plătește nimic și nu încasează de la stat.